Fotbalul este viața sa, iar alături de jucătorii pe care antrenează, jucătoarele, au devenit o mândrie a Clujului. În aplauzele dumneavoastră, Mirel Albon! Bine ați venit la noi în platou. Ați venit însoțit de cine vă însoțește? De trei jucătoare de la echipa Olimpia Cluj-Napoca, care este campioana României și deținătoarea cupei. Campioana României! Ele sunt Maria Fițai, care este capitanul echipei. Vreau să țineți mai aproape microfonul. Da. Ștefania Vătafu, care este capitanul echipei naționale de junioare. Și Mirela Ganea, care este portarul echipei naționale, pe care tocmai am repatriat-o din Cipru. Da. Cine a zis că fotbalul ține numai de bărbați? Ia uite că echipa de fete a Clujului este situată mult mai bine în clasament decât sunt situate echipe de bărbați. Mai mult decât atât, noi am avut o participare în Champions League mai mult decât onorabilă. Am fost singura echipă de fotbal din România care până acum a reușit să treacă de grupele Champions League. Anul trecut, într-o grupă cu campioana Bosnia, Lituanie și Turcia, am avut doar victorii. Ne-am calificat în 16-im. Este o performanță deosebită să ajungi într-un sport în primele 32 de echipe de pe continent. Acolo am avut ghinionul să întâlnim cea mai bună echipă din lume, Olympic Lyon, un fel de Barcelona fotbalului feminin, care ne-a învins. Dar având în vedere că avem o echipă foarte tânără, suntem convinși că în anii următori vom ajunge mai departe decât atât. Când v-ați început cariera de antrenor? Cariera de antrenor am început-o în anul 2000. Prima dată am activat aici la nivel de băieți pe plan local. Am fost antrenor la Sinterom Cluj în Liga 4 și după aceea la școala de fotbal Ivan Sug. Iar din 2001 sunt antrenor de fotbal feminin. Cine este idolul dumneavoastră dintre antrenori? E foarte greu să ai un idol între antrenori, pentru că, vedeți, performanțele se schimbă. Ca și fel de a fi, îl apreciez foarte mult pe Guardiola, iar ca și stil îmi place foarte mult Rafa Benitez. Da. Fetele care sunt aici cu dumneavoastră, cine are microfon? Așa. De ce te-ai orientat spre fotbal ca sport? Pentru că nu este un sport ce să zic eu, indicat fetelor. Da, de ce spuneți asta? Nu se înghesuie foarte mult fetele să joace fotbal. În Statele Unite am văzut, culmea, acolo sunt mai multe fete care practică acest sport, soccer, cum se numește acolo, decât în România. Da, vreau să spun că în lume sunt 26 de milioane de jucătoare de fotbal, dintre care 8 milioane sunt doar în Statele Unite. Are o extindere extraordinară. Dacă băieții se împart între a juca fotbal american, baseball și basket, toate fetele din Statele Unite joacă cel puțin o dată în viață soccer. Soccer, da. Da. Deci să revenim, de ce te-ai apucat de fotbal? Am practicat și sporturi individuale, dar mi-a plăcut cel mai mult sporturile de echipă și am ales să joc fotbal, sportul cu mingea. Da. Am o surpriză, mă anunță din regie că este un jucător emblemă pentru fotbalul românesc aici la noi în culise. Îl invităm în platou pe Adrian Moto. Bună! Un semicerc! Câte fete avem? Numărul 8! Să vină să jongleze cu Mutu! Hai, te rog, cu mingea!
Numai cu una, nu cu două. Eu ai două mingi. De ce-s mingi roșii și șobolan la baie? Hai, fă-mă. Nu pot. Te n-as tragi tu. Dar mingea asta nu mai trebuie să atingă solul. Opa, opa. Ștefi, dă-i să țină pe nas. Pe nas, hai. Să nu aspiri! Mai fă să-mi iau notițe, să moară el mai pe interes, mă duc la Vorona să fac scheme de astea. Da. Mulțumim! Mulțumim, Adrian Moto! Mulțumim! Să când mai treci prin Cluj, te rog să ne mai vizitezi, ne face plăcere. Da. Ciao, v-am bine, ciao. Da, să revenim un pic la dumneavoastră. De ce v-ați orientat spre fotbalul feminin și nu spre masculin? Că ați avut și oferte, am înțeles, să antrenați echipe masculine. Da, chiar și în săptămâna trecută am avut oferte, dar din momentul în care m-am implicat în acest sport, n-am mai putut să dau înapoi. Le-am schimbat multor fete viața, le-am făcut să vină din toate colțurile țării la Cluj, unde am construit o echipă, zic eu, puternică, o echipă cu viitor și nu vreau acum să îmi schimb acest lucru. Mai mult decât atât, am reușit să-mi fac un nume în fotbalul feminin european. Sunt primul antrenor de fotbal feminin din România care are licența pro, am obținut acum în 5 martie. Și sper că acumulând aceste cunoștințe și experiența pe care am acumulat-o în toți acești ani să mă ajute să reușim să dezvoltăm fotbalul feminin din România, în special în Cluj, sper că autoritățile locale și sponsorii să ne ajute mai mult pe viitor și să reușim să ajungem într-o semifinală de Champions League cu echipa de la Cluj, să aducem o echipă cu nume mare aici la Cluj și de asemenea cu echipa națională, unde avem foarte multe reprezentante a Clujului. Chiar duminică sunt convocări atât pentru naționala de seniore cât și pentru cea de junioare și 14 fete de la Cluj sunt convocate. Să ajungem la un turneu final de mare anvergură sau de ce nu să se organizeze aici la Cluj și în împrejurim un turneu final de fotbal feminin de cel mai înalt nivel. Doamne ajută, noi vă susținem, vă aplaudăm pentru că meritați. Felicitări pentru domnișoara cu numărul 8 pentru jonglerii. Putea să meargă la România, au talent fără nicio problemă. Îi putea concura bine chiar, pe băieți de acolo. Chiar ne-am gândit la un moment dat, dar am zis că da. Cariera ei este mult mai importantă decât, da. Mulțumim încă o dată, succes în continuare. Noi suntem obligați să întrerupem emisia noastră pentru că de la ora 19, mare meci mare de la Sala Sporturilor Horea Demian, naționala, generația de aur cu selecționata Transilvaniei. Ne revedem mâine de la 17:30 cu obișnuita ediție El sau Ea. Americano, americano, americano. Siéntame que tu papá tuvo vivir a la moda. Mas si bebi whisky soda, o te debi disturbar. Tu avala rock and roll, tu gioca baseball. Ma so di pecca a me, chi te di dalla borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano. Ma se nato in Italia, siéntale, non c'è sta niente a fare.